Platforma electronică dedicată gestionării tichetelor pentru activități casnice aduce un nou suflu pe piața muncii din România. Conceptul presupune achiziționarea facilă a tichetelor cu care pot fi remunerate persoanele care desfășoară activități ocazionale în gospodărie. Platforma electronică destinată beneficiarilor și prestatorilor de activități casnice introduce un nou concept pe piața muncii. Este funcțională și poate fi accesată pe adresa tichete.aneofm.ro. Conceptul presupune achiziționarea tichetelor cu care pot fi remunerate persoanele care desfășoară activități ocazionale în gospodărie. Tichetele sunt purtătoare de beneficii de asigurări sociale și de sănătate. Astfel, lucrătorii beneficiază de servicii medicale decontate, iar contribuțiile lor vor fi valorificate inclusiv la pensie. Această platformă este proiectată pentru a îmbunătăți interacțiunea dintre beneficiari și prestatori prin intermediul secțiunii Marketplace. Utilizatorii pot solicita sau oferi servicii casnice, fiind asigurată în acest fel medierea între cerere și ofertă în ceea ce privește desfășurarea tuturor activităților casnice. În plus, angajatorii pot achiziționa tichete pe care le pot oferi angajaților lor ca bonusuri sau prime. Avantajul pe care îl aduce înregistrarea în platformă și furnizarea serviciilor în baza tichetelor valorice este faptul că lucrătorii casnici beneficiază de asigurări de pensie și sănătate cu condiția preschimbării a cel puțin 85 de tichete de activități casnice într-o lună, ceea ce reprezintă 1.275 de lei. Conform reglementărilor în vigoare, pot deveni prestatori toate persoanele fizice cu vârsta de cel puțin 16 ani, incluzând și beneficiarii de venit minim garantat, cu condiția ca acestea să nu fie membre ale familiei beneficiarului. Relația de muncă se concretizează prin acordul verbal între prestator și beneficiar, stabilindu-se astfel detaliile colaborării, inclusiv tipul de activități și orarul de lucru. Serviciile care pot fi remunerate prin tichete includ o gamă largă de activități, de la curățenia de bază până la îngrijirea grădinilor și animalelor de companie. Tichetele sunt disponibile în format fizic sau electronic și pot fi obținute de pe platforma electronică sau de la agențiile pentru ocuparea forței de muncă. În plus, angajatorii pot achiziționa tichete pe care le pot oferi angajaților ca bonusuri sau prime. Prin achiziționarea unui număr minim de tichete în decursul acestui an, angajatorii și beneficiarii pot fi eligibili pentru tichete suplimentare gratuite în anul următor. Implementarea acestei platforme digitale permite efectuarea tranzacțiilor legale de tichete, înregistrarea orelor de muncă și activităților desfășurate digital, asigurând interoperabilitatea datelor între mai multe instituții.